Iubire, am ajuns! Deja? Dar nu ai zis că vin 19? Poate la ora 19. Dar n-ai zis nimic de nicio oră. Dar auzi, păsă, un prosopel pentru al tău cocoș. Nicu? Vlad! Nicu? Vlad! Băieți? Ce caută Nicu la noi? Păi, a venit ca să... N-aveam apă. Cum ai apă? Stăm în același bloc, pe aceea scară. Da, voi stați la parter, dar noi până la etajul 5. Și tu? Ce stai așa în prosop aici în casă? Păi, am făcut duș. Acum? Pune ceva pe tine, nu-ți rușine de omul ăsta. Păi, am ieșit din duș fix când a venit Nicu. Și tu, Nicu? Vii așa la noi să faci duș și nu-ți aduci măcar un prosop? Hai, lasă-mă, mă, că eram pe fugă, am venit să fac repede un duș și după aia să mă duc la o bere cu Cipri. N-am avut timp să stau la... La bere cu Cipri? Bă, dar neserios ești, mă. Vii și faci duș la noi când nu-ți eu acasă și nici măcar nu mă chemi? Bă, dar am vrut să te chem, dar... Ai vrut tu, cum să nu? Iubire, nu vrei mai bine să încălzesc ceva de mâncare? Tu să taci, că mă faci de tătă rușinea. Nu-ți rușine de omul ăsta. Ce o să crede acum despre noi? Că vii musafir la noi și umbli în curul gol prin casă. Te rog să nu cer, te rog, dacă eu am venit și am luat-o pe masă, am venit pe nepusă masă, că mă grăbeam să ies comul ăla la bere, te rog, nu cer, dacă ea n-are nicio vină. Ba, Nicu, nu-i frumos, nu-i frumos să vii așa la noi să faci duș și tu nici măcar să îi pui o țuică la om. Hai, du-te, pune ceva țuică de aia bună de la tata, de prună, și ceva de mâncare, să nu rămână cu dinaintea goală. Vlad, dar tu chiar îți dai seama de ce se întâmplă aici? Ba, îmi dau seama, mă, Nicu, dar așa nu mă cer cu ea? Și vin și eu cu voi la bere. Bă, foarte tare, ok. Hai, că nici nevastă-mea nu e acasă și mergem până la dimineață. O venit acum o oră nevastă-ta. De unde știi? Ce crezi că am fost în delegație? Cum? Da, unde ai fost? În team building. Ce, bă, ce e? Cum e la team building? Ce e la team building? Adică să te închid, Nicule. A? Băieți, dar în loc să vă certați, numai bine mâncăm noi de la atelierul de pizza.